Doamnelor și domnilor, bună ziua, este ora 11, începe TOC B1, e iarnă în toată regulă. În București a căzut prima ninsoare, iar la munte stratul de zăpadă atinge deja 30 de centimetri. A nins ca în povești în mai multe zone ale țării, iar la Straja e bucurie mare pentru că astăzi se deschid pârtile. Cum va fi vremea în weekend și la începutul săptămânii viitoare și unde se mai anunță ninsori? Ne spune meteorologul de serviciu din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, doamna Oana Catrina. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit. În acest moment, precipitații slabe cantitativ se semnalează pe arii în general restrânse în partea de sud-est a țării și vorbim de precipitații sub formă de ploaie. În restul teritoriului, doar în orări fără precipitații. În această noapte, în orările persistă, precipitații slabe pe arii restrânse așteptăm doar în partea de nord-vest a țării. Vom vorbi de precipitații sub formă de ploaie, exceptând zona Maramureșului și zona montană aferentă acestei regiuni, unde temporar va ninge, spuneam, slabă cantitativ, iar în ultima zi a weekendului, ziua de mâine, contăm pe o încălzire ușoară a vremii, astfel că valorile termice diurne se vor situa în general în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii decembrie, în timp ce temperaturile minime vor fi mai ridicate decât acestea. Concret, maximele se vor încadra între 1 și 11 grade, minimele între minus 3 și 6 grade, mai ridicate în Dobrogea până spre 10 grade. În orări, mâine, temporar precipitații. Precipitații pe arii restrânse ziua în extindere noapte. Acestea vor prefera vestul și sud-vestul țării, local nordul și centrul și pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare, estul teritoriului. Vor fi ploi, exceptând zona Maramureșului, unde în primele ore ale dimineții va ninge, apoi vor predomina ploile, iar spre sfârșitul intervalului și depresiunile din estul Transilvaniei, unde trecător se vor semnala și precipitații sub formă de ninsoare. La munte vor fi precipitații mixte, în timp ce la altitudini mari va ninge și mare atenție din a doua parte a nopții de duminică spre luni, cu o probabilitate mai mare în Moldova, precum și în zona montană și submontană aferente acestei regiuni. Pe arii, în general, restrânse vor fi depuneri de polei. Slab și moderat vântul mâine, cu intensificări în zona montană înaltă, unde va viscoli ninsoarea și spulbera zăpada deja preexistentă, iar la intensități mai mici, intensificări ale vântului așteptăm și în sudul Banatului și pe litoral, iar în dimineața zilei de luni, ceață în zonele joase de relief. La București a căzut prima ninsoare, cât să ne introducă într-un cadru de poveste în această dimineață. Când putem aștepta un strat de zăpadă? Se întrevede el în următoarele zile? Nu. Într-adevăr, în această dimineață au fost precipitații sub formă de ninsoare, în special în zona preorășenească, iar din datele de care dispunem în acest moment, până spre săptămâna viitoare, până spre 11-12 decembrie, nu se întrevăd precipitații sub formă de ninsoare care să favorizeze depunerea unui strat de zăpadă, cum dumneavoastră așteptați. Dimpotrivă, vă pot preciza faptul că până săptămâna viitoare așteptăm în capitală ploi. Ploi la început de săptămână, ploile continuă și marți, dar chiar și miercuri. Da, ați pomenit despre precipitații mixte la munte. Ce vești aveți pentru cei care și-ar dori, eu știu, o experiență pe pârtie sau cu sania? Sunt speranțe să avem strat de zăpadă măcar la munte? Strat de zăpadă și în acest moment avem în zona montană. În zona montană înaltă depășește 28 de centimetri grosime în măsurat în platformele stațiilor meteorologice. Spre exemplu, la Sinaia, cot 1500, avem un strat de zăpadă de 10 centimetri, dar, după cum spuneam, așteptăm precipitații mixte în zonele montane și mai ales ninsori la altitudini mari. Cât privește capitala, și este ultima întrebare, am avut temperaturi destul de blânde în ultimele zile pentru această perioadă. Se vor menține ele și pe parcursul săptămânii viitoare? Și pe parcursul săptămânii viitoare contăm pe temperaturi în jurul celor normale și chiar ușor mai ridicate decât cele normale. Spre exemplu, mâine în capitală, în orele amiezii, apreciem, se vor înregistra 6-7 grade. În prima zi a săptămânii viitoare, după amiaza, vor fi 9-10 grade, iar valorile de temperatură pentru marți și miercuri se mențin în jurul la 8 grade. În aceste condiții, cum vor arăta minimele? În aceste condiții, minimele
vor fi destul de ridicate, cel puțin în următoarele nopți, pe fondul persistenței nebulozității, însă din data de 8 decembrie, pe fondul unui cer mai degajat, temperatura minimă, noaptea de 18-9 decembrie, va coborâ spre -1.0 grade. Vă mulțumesc foarte mult, Oana Catrina a fost meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Așadar, iarna își intră în drepturi, iar șoferii trebuie să fie extrem de atenți în această perioadă pentru a evita incidentele rutiere. Mai multe șosele din țară au fost acoperite de zăpadă, iar în capitală s-au înregistrat precipitații mixte. Autoritățile atenționează pe șoferi că trebuie să aibă mașinile pregătite pentru sezonul rece și îi sfătuiesc să adapteze condusul la condițiile meteo. Recomandăm șoferilor ca înainte de a porni la drum să aibă autovehiculele echipate cu anvelopele de iarnă, iar dacă se deplasează în zonele înalte de munte, să aibă montate chiar și lanțuri. Șoferii care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei trebuie să aibă montate la mașină anvelopele de iarnă. În caz contrar, aceștia pot primi amenzi de până la 2.900 de lei. Mai mult, conducerea mașinii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață, fără ca autoturismul să fie dotat cu anvelope de iarnă, constituie contravenție, astfel că șoferii riscă să rămână și fără certificatul de înmatriculare al autovehiculului. De asemenea, conducătorii auto trebuie să respecte câteva reguli esențiale ale condusului pe timp de iarnă pentru a se feri de incidente. Să circule cu viteză foarte redusă, folosind frâna de motor, să mărească în același timp distanța de siguranță dintre vehicule și să circule în general foarte prudent, cu mare atenție, asigurându-se temeinic la fiecare manevră pe care o efectuează în trafic. În mai multe zone din țară a fost alertă de ninsori și viscoli, iar șoselele au fost acoperite de zăpadă. Prima zăpadă ne duce cu gândul la vacanță, cu atât mai mult cu cât românii își fac deja planuri de revelion. Cei care vor să-și petreacă sărbătorile la munte vor avea de scos din buzunar sume exorbitante. 3 zile în Poiana Brașov costă anul acesta cât o săptămână în Dubai. Acest lucru nu pare să îngrijoreze însă pe românii, care au epuizat deja mai multe hoteluri din stațiunile montane pentru trecerea dintre ani. Brașov este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români, dar și străini, în perioada sezonului rece. Distracția îi va costa însă enorm anul acesta pe iubitorii de munte. Cei care aleg să petreacă trecerea dintre ani în Poiana Brașov vor trebui să scoată din buzunare chiar și 12.000 de lei în schimbul a numai 3 zile de cazare. Aceeași sumă i-ar fi suficientă oricărui turist pentru un sejur de 7 zile în Dubai la un hotel de 4 stele fix în aceeași perioadă. Românii pot găsi însă și cazări la un preț puțin mai accesibil în Poiana Brașov. Cu un buget de 6.000 de lei, turiștii pot găsi o cameră dublă cu un mic dejun asigurat. Și de data aceasta însă, aceeași sumă ar putea să le asigure românilor un sejur în afara țării. Totuși, se pare că banii nu sunt o problemă pentru români, mai ales când vine vorba de distracție și voie bună. Până acum, 8 unități de cazare din stațiunile montane au fost rezervate complet. Da, sunt alături de noi pentru a discuta despre acest subiect ambii în legături video. Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Bună dimineața, domnule Bădulescu. Bună dimineața și bine v-am regăsit, cu drag. Și de asemenea, tot într-o legătură Skype, avem Florin Ionescu, consultant de agenție de turism specializat pe zona de outgoing. Ne va spune domnia sa ce opțiune avem dacă vrem să ne petrecem în vacanțele în afara țării. Bună dimineața, vă mulțumesc. Așadar, domnule Bădulescu, 3 zile de sărbători în Poiana Brașov costă cât un sejur de 7 zile în Dubai. Am văzut și noi în materialul prezentat de colegii mei, cu cazare la hotel de 4 stele în aceeași perioadă. E paradoxal că în fiecare an ni se par exorbitante aceste prețuri, dar tot în fiecare an ofertele se epuizează în zona Poiana Brașov. Paradoxal, nu-i așa? Bine, depinde ce comparăm în primul rând. Avem și hoteluri foarte scumpe, avem și hoteluri decente, ca și în Dubai. Și în Dubai, la un hotel mediu, nu foarte cunoscut, poți să stai și cu 800-900 de euro de persoană, inclusiv de revelion, dar poți să stai și cu 4-5 mii de euro. Noi vorbim de anumite hoteluri din Poiana Brașov foarte cunoscute, selecte, unde oamenii cu bani preferă să meargă acolo, să fie văzuți între ei, asta o spun de mult timp. Dar nu înseamnă că toate sunt așa de scumpe. Dar e drept, avem hoteluri unde un cuplu poate să plătească pentru câteva zile de revelion și 2000 de euro, dar vorbim și de un program select, artiști invitați la petrecerea de revelion. Bine, să vedem cât va ține petrecerea de revelion în acest an. Deocamdată
Știu că ora limită e 9, să sperăm că va fi prelungită, totuși ar fi păcat, mai ales că vorbim de certificat și așa mai departe. Domnule Ionescu, vi se par realiste aceste prețuri comparativ cu ceea ce poate primi un român dacă optează pentru un pachet în străinătate? Bună ziua din nou! Da, și pentru mine recunosc că este surprinzător că România oferă niște tarife comparabile cu cele din destinații uneori chiar exotice. Totuși trebuie să punem în balanță și un alt aspect. Petrecerile pe care noi le avem de Revelion în România sunt mult mai pline de farmec, de savoare, muzică bună, distracție față de recepțiile și micile cocktailuri care au loc în străinătate în noaptea dintre an. De aceea românii, mulți dintre ei, preferă să joace o periniță, o horă la trecerea dintre an, cu muzică lăutărească și nu numai, asta se poate face practic doar în România, decât să aibă parte de un cocktail discret și apoi la ora 1 să se închide distracția. Da, domnule, de aceea o parte dintre români preferă să rămână în țară, plus teama de a călători în această perioadă plină de incertitudini. Așa este. Domnule Pădulescu, aceste argumente pe care le aducea în discuție domnul Ionescu pot fi aduse în discuție și pentru a atrage turiști străini, cu atât mai mult cu cât am putea scoate în evidență în această perioadă turismul rural, pensiunile care sunt în zone izolate, în care riscul de îmbolnăvire este minim și unde, iată, turiștii străini s-ar putea bucura de exact aceste experiențe care ne fac pe noi unici în lume. O, da, mă bucur că aduceți vorba de incoming, că știți că mi-e un subiect drag mie, am tot vorbit despre asta. Da, am putea atrage turiști străini. Culmea, acum România este cea mai verde țară din Europa, deși acum 3 luni eram la polul opus. Dar bine, pandemia implică situații temporare, din păcate asta este. Dar, pe ansamblu, ar trebui să facem o campanie națională. Să sperăm că noul guvern va face asta, pentru că de un an și jumătate nu mai vorbim de promovarea României ca destinație turistică deloc. Actualul guvern a promis. Industria turistică este alături, va și superviza, promisiunile sunt frumoase, să sperăm că au fost discuții în această privință, ce ne puteți spune? Ce promit actualii oficiali că se va întâmpla pentru a duce turismul românesc într-o direcție bună? Cu atât mai mult cu cât, așa cum spunea domnul Ionescu, avem atât de multe de oferit pe zona aceasta de tradiții, de turism rural. Da, în primul rând mă bucur că avem din nou un minister al IMM-urilor și turismului, o alăturare foarte bună, cel puțin teoretic. Promisiunea este că de acum înainte vor fi campanii din nou de promovare, vor fi participări la târguri internaționale. Din păcate, bine, multe târguri au fost online până nu de mult, dar România nu trebuie să lipsească nici online, nici fizic, de la niciun târg important. Pe turism intern s-a promis reintroducerea voucherelor de vacanță, contribuie foarte mult, atât pentru angajați, inclusiv cei din privat. În ultimul an, doar angajați din privat au beneficiat de vouchere de vacanță, nu prea a fost promovată ideea asta. Deci orice angajat poate asta și poate ajuta turismul intern pe de altă parte. Revenind la sărbătorile de Revelion, nu pot să uit, acum 9 ani fusese realizat un top internațional, a fost promovat și pe televiziune, am vorbit și eu despre asta. La nivelul duratei petrecerii, noi eram pe locul 3 mondial după Rusia și Ucraina. Media era, românii petrec până la 4-30 și ceva. Se făcuse un sondaj, o firmă cunoscută, nu oricine. Dar au ajuns aceste clasamente la urechile cui trebuie, a britanicilor, de exemplu, care sunt mari amatori de petreceri pe unde merg? Au ajuns, dar din păcate noi avem ambasadori externi foarte buni sau chiar și interni, dar avem nevoie și de ambasadori la nivel oficial. Avem nevoie de o organizație de management a turismului. Dau mai multe exemple. Ne-a fost un ambasador și ne foarte bun, prințul Charles, atât asta. Charlie Oatley, vestitul prezentator. Avem acum o participare la Miss Universe International în Eilat, în Israel, și avem o participantă acolo. Orice român, așa cum Simona Halep, așa cum Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci l-au reprezentat cu bine. Dar ei nu pot pune decât câteva cărămizi dacă nu avem susținere din partea statului, care trebuie să aloce și foarte mulți bani.
Da. În parteneriat cu sectorul privat, bineînțeles, și cu organizațiile de profil. Da. Domnule Ionescu, sunteți specializat pe zona asta de outgoing, ați călătorit în foarte multe țări. Ce lipsește României pentru a deveni un reper în materie de vacanțe cu specific tradițional? Aș începe oarecum cu o experiență personală. Într-adevăr, am călătorit în aproape 100 de țări, dar uneori ofer consultanță ca ghid și pentru străini care ne vizitează. Și într-un procent de 100%, străinii sunt absolut, absolut fermecați de țara noastră și își doresc să revină. De acord, subliniez. Ce ne lipsește? În primul rând, o mediatizare cât mai amplă în ceea ce privește atracțiile României în târgurile internaționale, o mediatizare profesionistă, o comunicare profesionistă, un PR care să acapareze atenția în diferite domenii de activitate, nu numai la târguri de turism, ci până la filme realizate în România care să menționeze acest lucru, să apară numele României pe buzele cât mai multor oameni din vari domenii. Dar la capitolul servicii mai avem de lucrat? Poftiți? La capitolul servicii mai avem de lucrat? Cât de receptive ar fi străinii obișnuiți cu lanțuri hoteliere de 4 și 5 stele să se acomodeze unei oferte de sărbători la o pensiune de, eu știu, câteva margarete în care să beneficieze de o altfel de experiență? Una tradițională, cu colindători, cu bucate tradiționale. Ar fi aceasta o oportunitate pentru România? Da, așa este și am avut o mare bucurie să descoper în câteva locații din România oameni care au început să facă turism profesionist, să ofere nu numai cazare, ci să ofere inclusiv facilități conexe, de la servicii spa până la plimbări pe munte, experiențe de cazare în case recondiționate, case ale bătrânilor, case de lemn în stil tradițional, recondiționate, într-adevăr, experiențe. România trebuie să știe că trebuie să ofere nu numai cazare, ci și experiențe. Suntem la început. Sunt niște frumoși nebuni care au îndrăznit să facă acest lucru și încetul cu încetul oferim și aceste experiențe. Acesta ar fi al doilea lucru pe care cred că ar trebui să-l ofere România. Deci suntem pe drumul cel bun. Mai trebuie și infrastructură, de asemenea, să fie foarte ușor de ajuns din București în Maramureș, o zonă absolut excepțională, sau din București în Delta. Da, și Maramureșul, și Delta, sau chiar și din București pe Valea Prahovei. Sunt foarte frumoase, dar cum ajungi acolo? Da. Cum ajungi? Domnule Bădulescu. Eu, de exemplu, acum m-am întors din Pakistan. Am fost într-o călătorie foarte plină de aventură în Pakistan, urmată de o călătorie de asemenea foarte frumoasă în America Centrală, Nicaragua, în El Salvador. Păi în El Salvador ajung în 3 ore cu mașina din capitală până pe buza craterului, până pe buza vulcanului. În Nicaragua văd un vulcan care este în plină activitate, văd lava vulcanului la doar o oră de capitala Managua. Și asta mi s-a întâmplat acum 3 săptămâni. Deci infrastructura este cheia succesului. Turismul se poate să ajungă foarte ușor la atracțiile turistice. Ne mândrim cu bisericile care sunt pictate, nu? Din Bucovina. Dar cât timp îi ia unui autocar să ajungă acolo? Este o adevărată provocare să ajungi în 6-7 ore. Da, domnule Bădulescu, e adevărat, în România poate fi o provocare să ajungi și pe Valea Prahovei. Așa este, sunt perfect de acord cu ce a spus colegul meu Florin Ionescu. Avem nevoie de infrastructură. E drept, șoselele noastre sunt bune, nu mai sunt șosele cu gropi, ca înainte, doar că sunt șosele cu un sens, cu o bandă pe sens. Nu ajută cu nimic, avem nevoie de autostrăzi, de o infrastructură mai dezvoltată. Chiar am avut situații.
Am avut prieteni sau invitați turiști străini, se uitau pe hartă, vrem să călătorim în România. Ce distanță e până în Maramureș? Și le zic eu, 500 și ceva de kilometri. Ah, păi de ce ajungem când? În 3-4 ore. Nu prea, aveți grijă. Și românul are automobile, circulă cu automobilul, avem ambuteiaje și tocmai de aceea autostrăzile ar fi șansa. Din păcate, noi nu avem acum decât fragmente de autostrăzi. Nu avem de la un cap la altul al țării, în afară de, să spunem, Autostrada Soarelui, care unește cu succes Bucureștiul de Constanța, cel puțin pentru turism intern. Se vede ce rol important a avut Autostrada Soarelui pentru litoralul românesc, unde se ajunge în 2 ore, 2 ore și jumătate. Dacă revenim, am avea domnule Bădulescu, la ceea ce se întâmplă anul acesta de sărbători cu ofertele și cu rezervările, cum preconizați că va fi acest sezon? Sezonul va fi destul de bun, poate mai bun decât anul precedent, doar că la ora actuală, dacă ne referim la turism intern, cel puțin momentan, se păstrează în vigoare certificatul verde în varianta mai strictă, turiști vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 de zile. Majoritatea țărilor europene atâta spun, acceptă și teste. Eu am mai și spus și în trecut că testarea e foarte bună și poate la un hotel e bine, oricum ca un turist să vină cu un test. Aici se limitează un pic numărul turiștilor, pentru că nu pot veni cei nevaccinați. Dar cu rezervările se stă destul de bine. Sunt multe hoteluri, cum a estimat și Anat, care au un grad de ocupare chiar foarte mare și de Revelion estimăm că peste 50% din baza de cazare deschisă la ora actuală este rezervată în România. Pe extern, la fel, călătoresc foarte mulți români, paradoxal majoritatea aleg destinații calde și exotice. Egiptul, ca de obicei, prinde foarte bine și sunt multe rezervări și plus destinațiile exotice. Da, nu întâmplător am ales această comparație între Poiana Brașov și Dubai, pentru că anul trecut, domnule Ionescu, a fost o surpriză absolută apetitul românilor pentru destinațiile exotice de top. Am fost în primele 5 naționalități care au optat pentru Maldive, de exemplu. De asemenea, preferințele s-au îndreptat în zona aceasta Egipt-Dubai. Credeți că se va păstra și anul acesta tendința actuală? Românii sunt împărțiți în cei care doresc doar relaxare și acesta este motivul succesului charterelor pe destinațiile pe care le-ați menționat, Maldive, Republica Dominicană, Egipt, Dubai, dar românii sunt foarte cunoscuți ca dornici de a descoperi, de a efectua călătorii care să fie incitante, care să fie un adevărat tezaur de cunoaștere. Astfel că circuitele cu însoțitori de grup sunt foarte la mare căutare. Și aș enumera doar câteva destinații care pentru unii par desprinse din povești. De la, cum spuneam, Pakistan, America Centrală, Nicaragua, El Salvador, Honduras, până la, de exemplu, eu anul trecut, am fost în Uganda, Rwanda, Etiopia, Namibia și astfel de destinații care par a fi foarte periculoase. Dar, de fapt, am descoperit oameni foarte calzi, foarte plăcuți și care ne mulțumeau că le vizitam țara. Românii doresc să exploreze. Sunt adevărați exploratori. Suntem cam ultimii exploratori care mai există la ora actuală. Nemții care erau pe primul loc stau acasă cu minți, sunt foarte ordonați și respectă ceea ce li se spune de a nu ieși, de a nu părăsi țara. În schimb, românii au acest apetit de a descoperi. Poate acest apetit de a descoperi vine din trecutul nostru, când nu aveam voie să ieșim din țară și există această foame de cunoaștere. Deci, da. Preconizez că și de Revelion, de exemplu, agenția noastră are doar câteva locuri disponibile pentru Liban, Mexic, Uzbekistan. Apropo, Uzbekistan de Revelion este, poate oferi o experiență memorabilă. Dar pentru anul viitor, de asemenea, grupurile încep să se aglomereze.
Pe destinație petăm Pakistanul, vom avea și Pakistan de nord, Pakistan de sud, vom avea Ghana, Togo, Benin, vom avea Sudan, apropo și Sudanul l-am făcut anul acesta. Da. Deci destinații pline de provocări, domnule, care nu UNESCO sunt atât de periculoase pe cât s-ar crede. Da, în privința momentului în care românii se hotărăsc să meargă într-o vacanță, aici s-a schimbat tendința? Mai are cineva curajul să apeleze la ofertele early booking? Sau se fac aceste decizii, se iau aceste decizii pe ultima sută de metri pentru că nu știi cum se poate schimba situația din punct de vedere epidemiologic în privința unei destinații pe care o alegi? Da, într-adevăr, se poate vedea în tendința românilor această dorință de a aștepta, care vine în contradicție cu dorința majorității turiștilor de a avea asigurate locurile, pentru că, așa cum vă spuneam, este o foame de a călători și atunci majoritatea turiștilor preferă să beneficieze de ofertele early booking sau să fie sigur că au locurile garantate pe circuitele sau sejururile pe care și le doresc. Da. O altă variantă de petrecere a sărbătorilor de iarnă sau măcar de petrecerea unui city break în luna decembrie o reprezenta până la începutul pandemiei, o reprezentau târgurile de iarnă. Ei bine, varianta Omicron a coronavirusului dă peste cap organizarea evenimentelor de Crăciun din marile capitale europene. În unele orașe, târgurile de Crăciun primesc deja vizitatori, în altele au fost anulate. Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris pe 21 noiembrie în prezența parizienilor, iar mii de becuri strălucitoare împodobesc acum cei peste 400 de copaci aflați de-a lungul celebrului bulevard. Între timp, Franța a confirmat și ea cazuri de infectare cu tulpina Omicron, iar guvernul de la Paris a anunțat noi reguli privind călătoriile în statele din sudul Africii. De asemenea, și capitala Austria a fost decorată de sărbători, însă este în plin lockdown impus de autorități pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID. Luminile de Crăciun din Viena au fost aprinse pe 12 noiembrie, însă 10 zile mai târziu Austria a intrat într-o perioadă de restricții dure anti-COVID, așa că la ieșirea din lockdown pe 13 decembrie, puțini oameni, până atunci puțini oameni vor putea fi văzuți pe străzile decorate de sărbătoare. Cam aceeași situație și la Praga, un molid înalt de 22 de metri a fost împodobit în piața orașului vechi, iar ceremonia oficială de aprindere a luminilor de Crăciun din capitala Cehiei, care atrăgea anual mii de oameni, a fost anulată din cauza restricțiilor. Așadar, domnule Bădulescu, ce opțiuni rămân pentru români în contextul în care ar vrea să meargă într-un city break în decembrie? Rămân în continuare. Sunt rezervări pentru Franța foarte multe, Paris, în primul rând, pentru Italia, cu Portugalia sunt la ora actuală, cea continentală, ceva probleme, deschisă Madeira, într-adevăr, Azore. În Austria e situația cea mai complicată din destinațiile tradiționale ale românilor. Dar eu cred și mulți alți oameni de turist că austriecii au pus aceste restricții dure până pe 13. Nu e sigur, dar sperăm. Tocmai pentru a avea un sezon mai sigur după aceea. Pentru că, bine, se mai prinde și un pic din perioada de Crăciun. Sezonul de iarnă și în Austria începe în decembrie și se termină în martie. Chiar că iau munții alpi foarte înalți și ei se bazează mult pe turismul de iarnă, de schi. Speranța e că se va deschide cel puțin pentru turiștii vaccinați sau trecuți prin boală, după 13 decembrie, rămâne de văzut. Vor anunța cu siguranță că sunt austrieci din timp. Da, domnule Ionescu, este nesigur în acest moment, e riscant să încerci să te gândești la o variantă de city break pentru luna decembrie, dată fiind situația din punct de vedere epidemiologic cu apariția noi variante din Africa de Sud? Recomandarea mea întotdeauna și mai ales în vreme de pandemie este ca turiștii să apeleze la agențiile de turism. De ce? Pentru simplu motiv că un consultant își asumă responsabilitatea față de călători, față de turiști, în a gestiona orice situație ar apărea. Concret, la ce vă referi? Există, cu ce situații v-ați confruntat pe care a trebuit să le menegeriați și care ar fi oferit provocări unui turist aflat pe cont propriu într-o destinație străină? Nu recomand călătoritul pe cont propriu. Asta vă spun din start. Nu recomand. Și cel mai apropiat caz este cazul turiștilor aflați în Maroc. Majoritatea erau acolo pe cont propriu.
în fața unor provocări apărute peste noapte. Noi ne-am întâmpinat provocări ca agenție de turism, dar prioritatea noastră și scopul unei agenții de turism este să ofere turiștilor relaxarea necesară pentru a se bucura de o vacanță. Și atunci, tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce apare nou, este preluat de către agenția de turism, de către însoțitorul de grup care este cu ei în cazul circuitelor cu însoțitor și gestionează. Da. Agenția de turism, asumându-și această misiune, contactează ambasadele. Partenerii locali sunt cea mai bună sursă de informații. Da. Noi, de cele mai multe ori, știm înaintea oficialităților, oficial, când se anunță oficial, știm dinainte ce se va întâmpla și putem să luăm măsuri da. Ca atare. Asta se întâmplă în contextul în care, eu știu, ar fi vorba de zone mai îndepărtate, pentru care turiștii nu și-au inima în dinți să pornească aventuri riscante pe cont propriu. Domnule Pădurescu, referindu-ne la, eu știu, destinații apropiate la care oamenii mergeau la cumpărături sau pur și simplu la târguri de Crăciun din Praga, Viena, exista un fel de experiențe de genul acesta de 2-3 zile. Credeți că ele vor fi anulate anul acesta din cauza apariției noi variante? Depinde dacă destinația e deschisă, probabil că nu. Oricum, să sperăm, bine, nu sunt medic, dar să sperăm că noua variantă va fi puțin mai liniștită din punct de vedere al sănătății. Nu, mă refeream strict la opțiunea turiștilor de a alege sau nu o destinație. Mulți se vor lăsa păgubași în privința city break-urilor. Se vor orienta în funcție de destinație. De exemplu, sunt rezervări la ora actuală și turiștii nu dau înapoi pentru Istanbul, foarte mult pentru Paris, după cum spuneam. Probleme mai mari sunt într-adevăr cu Germania, Austria și Cehia, dar românii apelează oricum la agențiile de turism foarte mult. Chiar vreau să spun, legat de agențiile de turism, odată cu pandemia s-a văzut și mai bine rolul agenției de turism, inclusiv pe destinații apropiate. Agentul de turism, până la urmă, așa cum a spus și colegul meu Florin, este un consultant, la fel cum este avocatul, la fel cum este medicul. Nu știu dacă ne putem trata cu eficient pe internet. Nu știu dacă e bine să avem servicii juridice să doar pe internet. Să nu deschidem subiectul. Nu, și vreau să spun că au fost situații anul trecut în pandemie, când turiști au rezervat, înainte de izbucnirea pandemiei, chiar la Paris sau mai aproape, și zbor și cazare prin anumite site-uri și mult mai greu au fost reprogramați sau mult mai greu s-a comunicat cu ei. Eu am o vorbă. La agenția de turism știi și pe cine să-l auzi și pe cine să cerți, dar măcar agentul de turism rezolvă într-un final. Da. Revenind însă la ofertele de sărbători, la opțiunile de sărbători pe care le pot avea românii, dincolo de prețurile exorbitante, fie din Poiana Brașov, fie din Dubai sau din variantele exotice, e și ceva de mijloc. Sunt oferte în Bulgaria, de exemplu, sau în zonele mai puțin căutate în această perioadă, litoralul, Delta Dunării, au venit cu oferte pentru sărbătorile de iarnă? Da, bineînțeles. În primul rând, turismul rural are oferte foarte avantajoase. De obicei, cazarea la o pensiune era mult mai accesibilă. De exemplu, și la o pensiune de 3 margarete, poți să stai pe noapte camera și costă 50 de lei cu mic dejun, în afara sărbătorilor, firește, atunci e mai scump. La o pensiune, un turist poate să plătească și de revelion 1000-1200 de lei, vorbim de o sumă decentă de persoană, pentru 3 nopți, sau de Crăciun la fel, pornind de la această sumă, bineînțeles, în funcție de locație și calitate. Litoralul la fel este căutat, mă refer la hotelurile deschise tot timpul anului, de 4 și 5 stele. Avantajul este pe litoral că e un revelion inedit pe malul mării și sunt alese de obicei hoteluri bune, cu spa, wellness, calitatea cea mai bună. Se pune accent pe organizarea petrecerii, firește, cu invitați, muzicieni, program artistic și oricum e ceva mai accesibil tariful decât ar fi în plin sezon în iulie-august, pentru că și vorbim de hoteluri de top. Da, vorbeam despre târgurile de Crăciun, unele care se țin, altele care au fost anulate în marile orașe din România. Domnule Ionescu, din acest punct de vedere, ne putem evidenția și noi pe harta destinațiilor turistice, măcar pe viitor, după ce se vor mai calma lucrurile cu pandemia, vor fi târgurile noastre de Crăciun un punct de atracție pe care turiștii străini să-l ia în calcul? Târgurile noastre de Crăciun sunt deja cunoscute. Să nu uităm târgul de Crăciun de la Sibiu,
care în fiecare an a impresionat prin frumusețe, prin bogăția luminilor, a culorilor, a bunului gust în organizarea sa. Chiar vedeam acum o zi, două, că și târgul de Crăciun de la Craiova, înțeleg că este deja cunoscut. Vedeam pe unele site-uri de socializare că deja prinde conturi și este foarte cunoscut. Și târgul de Crăciun din București, târgurile de Crăciun, inclusiv la Opera, de exemplu, o nouă locație, într-un loc mai aparte, va fi cu siguranță cunoscut pe viitor. Trebuie doar să avem capacitatea de a populariza, de a face cunoscut afară, că avem târguri de Crăciun foarte reușite. Da. În jur de 3 minute mai avem din această discuție și aș vrea să ne pregătim cu o ofertă pentru cei care ne urmăresc de sărbători. Domnule Bădulescu, pentru cei care au, să spunem, un buget mediu, nici foarte ridicat, nici nu vor să stea acasă, ce variante ar fi? Variantele sunt multiple. Pe România, turism rural și stațiuni montane, poate nu neapărat hotelurile de top din Poiana Brașov, dar sunt oferte foarte bune și în Păltiniș, și în Borșa, Slănic, Moldova, Vatra Dornei, chiar dacă puțin mai departe. Inclusiv litoralul are tarife mai bune. Prefer să ofer mai multe variante, pentru că sunt stațiunile balneoclimaterice. La fel, se petrece revelionul acolo. Iar pe extern, ca destinație mai caldă și mai accesibilă la preț totuși decât cele exotice, vorbim de Egipt și mai sunt programe pe Turcia, gen Antalya, Capadocia sau pe Grecia, chiar la Atena. Sunt revelioane pentru toate bugetele, cel puțin de la medie în sus. Da. Domnule... Aș adăuga, dacă îmi permiteți. Vă rog. De exemplu, mă uitam acum pe site-ul nostru, mai sunt două locuri pentru Capadocia, mai e un loc în partaj pentru Liban, o destinație apropiată și cu temperaturi mai agreabile decât la noi. Mai avem 3 locuri disponibile pentru Paris și 4 locuri pentru Uzbekistan. Da, dacă ar fi să ne faceți o predicție comparativ cu ce s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut, surpriza a fost reprezentată, fără îndoială, în materie de turism, de destinațiile exotice. Pentru anul acesta, care e previziunea dumneavoastră? Unde vor opta românii să-și petreacă sărbătorile și perioada rece care rămâne până în luna martie de după sărbători? Atât charterele pe destinații precum Republica Dominicană, Maldive, dar și noul charter de Sri Lanka vor fi foarte căutate, dar și circuite, de exemplu Tanzania cu safari și relaxare în Zanzibar sau Kenya cu safari și relaxare în Mombasa vor fi la mare căutare. Domnule Bădulescu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cu ce concluzii credeți că vom rămâne după sezonul rece în materie de opțiuni ale românilor pentru petrecerea vacanței? Un sezon care a diversificat foarte mult opțiunile. Românii pleacă acolo unde pot să ajungă, nu se mai uită la buget în măsura bugetului lor, preferă calitate din ce în ce mai mult, vedem charterele. Oricum, și cu asta închei, destinațiile exotice operate cu curse charter sunt mai accesibile, cam mai accesibile ca tarif decât înainte când mergeai pe curse regulate, dar depinde și de agenție. O agenție negociază mult și dacă are grupuri oricum poate să obțină tarife mult mai bune pe destinațiile exotice. Deci văd un apetit al românilor și pentru alte destinații mai îndepărtate, exotice sau oricum locuri unde nu au mai fost. Cum, de exemplu, și știu că și colegii mei promovează o destinație apropiată, gen Albania, unde nu s-a mers foarte mult. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, Traian Bădulescu și Florin Ionescu. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Mai multe orașe din întreaga țară s-au pregătit de asemenea cum se cuvine de sărbători. La Constanța însă atmosfera festivă a fost întreruptă de un scandal de proporții care a avut loc chiar la târgul de Crăciun. Pe motiv că nu aveau certificat verde, mai mulți oameni au fost împiedicați să intre la târg. Înfuriați la culme de regulile anticovid, oamenii au forțat și dărâmat gardurile montate de autorități. Scandalul s-a încheiat numai după intervenția jandarmilor.
Potrivit primăriei Constanța, un grup restrâns de bărbați și femei a provocat un scandal teribil în parcul arheologic din Constanța. Oamenii nu au ținut cont de copiii care se aflau în târgul de Crăciun și au forțat gardurile montate de autorități, au dărâmat o parte dintre ele și s-au încăierat cu forțele de ordine. Nu au ținut cont de nimic în încercarea lor disperată de a intra în târgul de Crăciun fără a avea certificatul verde. Nu i-au împiedicat nici privirile speriate ale copiilor prezenți în parc și nici lacrimile acestora. În timp ce ei provocau acest circ și forțau gardurile, constanțenii responsabili așteptau în ordine să intre în parc, a anunțat primăria Constanța. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care abia i-au potolit pe scandalagii. Primăria Constanța organizează târgul de Crăciun în perioada 1 decembrie 2021-9 ianuarie 2022 în parcul arheologic din centrul orașului. Accesul se va face în baza certificatului digital european și este permis doar persoanelor vaccinate cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Municipalitatea a precizat că nu este permis accesul cu un certificat digital electronic emis în baza unui test. Continuăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Din nou la Tocbe1 cu o informație nouă. Mai mult de jumătate din infectările cu varianta Omicron din Anglia au fost confirmate la persoane complet vaccinate, au anunțat autoritățile britanice, care afirmă că există deja răspândire comunitară cu noua tulpină, potrivit The Guardian. Vineri, numărul cazurilor de infectare cu noua variantă a crescut brusc în Anglia după ce au fost confirmate 75 de cazuri noi. În total, 104 cazuri cu noua tulpină virală au fost detectate până acum în Anglia și 134 pe teritoriul întregului Regat Unit. Nu toți cei care au fost testați pozitiv cu Omicron au istoric de călătorie, ceea ce a determinat autoritățile sanitare să tragă concluzia că e vorba despre o răspândire comunitară cu noua tulpină. Ce măsuri iau autoritățile de la Londra? Ne spune Victor Popa, jurnalist român stabilit acolo. Bună ziua! Da, practic în momentul de față strategia centrală a guvernului este aceea de accelerare masivă a vaccinării cu booster și aici, din punct de vedere logistic, situația este fundamental diferită față de România. În sensul că vaccinul se obține doar în baza unei programări, nu intri pur și simplu în centrul de vaccinare. Fiecare cetățean eligibil în funcție de categoria de vârstă sau, mă rog, de alte priorități este anunțat prin mesaj și urmează să își aranjeze programarea și țin să aici cred că ar trebui spus deja perioadele de așteptare s-au mărit semnificativ, adică în momentul de față poți să aștepți și 3 săptămâni, dacă nu mai bine, până îți vine rândul la booster, în condițiile în care guvernul și-a propus ca până la sfârșitul lui ianuarie tuturor adulților să li se fie oferit deja boosterul și acesta este un obiectiv destul de temerar, foarte ambițios. Deci această strategie are totuși și un obiectiv nedeclarat și anume să compenseze oarecum pentru regulile mai relaxate pe care Marea Britanie le are față de alte țări europene. Pentru premierul Boris Johnson este și un fel de obiectiv politic în sensul că vrea să arate că UK se descurcă mai bine decât celelalte state de pe continent. Nu trebuie să scăpăm din vedere rivalitatea generată de Brexit între UK și alte state europene. Și într-adevăr, așa cum spuneați și voi, direcția în care evoluează pandemia este destul de clară, în sensul că numărul de cazuri este în creștere, s-a depășit pragul psihologic de 50.000 de cazuri pe zi. Cazurile, foarte important, sunt în creștere chiar înaintea debutului noii tulpine problematice, însă nu e mai puțin adevărat că media săptămânală a deceselor, dar și media internărilor în spital este în continuare în scădere. Însă știm că... În aceste condiții, cer scuze că v-am întrerupt, al accelerării numărului de cazuri, cum se prefigurează sărbătorile? Aici e o situație oarecum confuză,
pentru că prim-ministrul, pe de-o parte, recomandă cu mare entuziasm ca petrecerile și toate evenimentele de sărbători să aibă loc așa cum au fost deja programate, însă în același timp ai consilieri guvernamentali pe probleme de sănătate care spun lucruri de genul gândiți-vă de două ori, evitați evenimentele la care participă prea mulți oameni și de altfel există deja companii care și-au anulat evenimentele de sfârșit de an, sunt restaurante care se confruntă cu anulări de evenimente și în general se vede cu ochiul liber. E ceva mai multă ezitare chiar în ceea ce privește ieșitul în oraș de la apariția variantei Omicron. Ideea este că premierul Boris Johnson, un libertarian moderat, dacă putem să spunem așa, insistă pe ideea de responsabilitate personală. Mulți se amuză atunci când asociază ideea de responsabilitate personală cu Boris Johnson, însă aceasta este ideologia și nu toți politicienii sunt de aceeași părere, însă putem spune că în linii mari, inclusiv opoziția, evită să ia o poziție contrară. Da, pentru românii care ar avea în vedere să călătorească în Marea Britanie până de sărbători, ce sfat ați avea? Atât timp cât se conformează regulilor de intrare, nu este niciun fel de problemă. Sunt un pic mai ciudate, în sensul că trebuie să vii și să preprogramezi un test PCR pe care în a doua zi de ședere să-l efectuezi. Sunt mulți care fac asta, am cunoscuți care au venit în Marea Britanie chiar în perioada asta și s-au supus acestor norme. Deocamdată n-aș putea să fac o recomandare în sens restrictiv. Pot să vină, repet, atât timp cât se conformează acestor reguli. Da, în ceea ce privește bâlbuiala autorităților de la noi în privința obligativității prezentării un test PCR la intrarea în țară până pe data de 5 ianuarie, toată lumea e relaxată, deși toată Europa pregătește restricții. România se relaxează. Vă surprinde această atitudine? Este oarecum surprinzătoare, în sensul că cel puțin în Marea Britanie nu există un plan de a relaxa semnificativ lucrurile în acest moment. Însă nu trebuie să uităm faptul că așa s-a întâmplat și anul trecut, când guvernul a trebuit să revină asupra deciziei de relaxare. Totul depinde de evoluția pandemiei. Vă mulțumesc foarte mult, jurnalist român la Londra, Victor Popa, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Știri la fix cu Ștefan Pășcuță. Ne revedem la ora 13. O zi bună tuturor!